climb to the top. Kobe with the shot. Cooking like a pop, yeah, this shit is hot. Popping like a curdle, I was never tired. CBA, never said. I've been on my grind for 7 days. Need a raise, swear to God, I'll never be the same. TBH, salutare dragilor, hai să vedem, băi, începem un nou live. Vă spun și eu bună seara. Bine v-am regăsit, cei care sunteți alături de noi. Am și intrat pe server ca să nu mai pierdem timp. Vă pup și vă iubesc, să dăm cu like-ul, cu share-ul, cu subscribe și așa mai departe. O să facem, nu știu, hai să intrăm pe stație prima dată. 2-5. Să trăiți, să trăiți. A rezervat? Nu văd, drag. Ce faceți, băieți? Unde sunteți? Da, mă, s-a rezervat. La 70 de lei. Bă, Lilo, ai plecat fără mine. Păi am crezut că te-ai urcat alătă mașină. Nu. Stai așa că vin. Pune-i să-și de mai. Așa, zici că e primul lucru. Dacă îi vedeți că sunt retard și trag după noi și reușim să-i luăm, păi, poți simți în oră. Bă, Vasil, da, da. Ești cu ochișorii? Da, da, frate, da. On. Vasil, hai să ne strângem și noi la casă, să dăm și noi jaful la mare. Hai, atunci ne vedem la casă, nu? Hai. Cu ceva, măcar? Păi aveți ce patru, aveți din astea? Nu cred că-s. Ermita am eu. Ce patruri cu tine astea? Am eu. Stai aici să întreb pe cineva. Am eu cu patru. Bine. Băi, cât ai? Patru. Patru, cred că mai am și eu vreo trei. Da, da. Hai, am că ăla n-are nimic, frate. Că... dai seama. De refecte, ce patru ne trebuie la un jaf? Patru. Ah, ok. Are și Dragoș. Am și eu. Păi stai că vreau să văd ceva. E Dragoș, un C4 și termită. Ca să-mi pun și eu asta. Nu știu cu tot. YouTube-ul, ca să văd și eu un pic. Chat-ul și așa mai departe. Stai așa, asta-l dăm mai așa. Bun. Asta-l deschidem și-l punem aici. Alexia, te pop, te pop. Așa. Bun. Asta-l punem din coace. Asta-l tragem mai așa. Băi, eu zic că e bine, mă. Bogdi, te pup, te pup. Ce pe urmărire, o să se tragă instalarul și după aia ne pup. Băi, să-mi bag pula, că așa e.
Păi hai să facem ceva frumos, să vorbim cu ei că face ceva frumos și să, să ne aștepte cineva cu elicopterul, să facem cu elicopterul, să fie ceva frumos. Dar ar merge să așa, veniți iau, cu un elicopter. Iau elicopter, că știu. Și eu iau elicopter. Păi da, dar degeaba, dar stați un pic, noi când plecăm de la Jaf, voi nu trebuie să fiți la Jaf, voi trebuie să fiți la dracu un praznic să ne luați cu elicopterul. Da. Deci știți ce știu, varianta de dincolo. Nu te auzi. Da, acum. Uite, atenți. Gabriel, stai aleacă. Ne așteaptă cineva cu elicopterul pe Vespucii și aia care au banii sau ce au luat din bancă. 7-6x6 galbenii. 7-6x6. Vreți pe Vespucii. Uite că zice, putem să facem ca să nu ne ia așa. Ca să repede că e aproape Pacificul, dă 730 de observator. Dacă vine. De fapt, ai loc. Dar e departe mă până la observator, îți trage de mulți lor. Păi dacă ieși din bancă, faci dreapta repede și urci sus, e direct. Da, păi hai să vorbim. Hai, salut, Gabriel. Nu, hai. Dar nu-i de vorbit. Nu e de vorbit, frate, nu vorbești cu nimeni asta. Sunt direct. Să iau elicopter. Și-ai colexuța? Sunt ei, ce faci, iubire, m-auzi? Bună, bine tu. Even, trebuie mașini de viteză, Nu mă duc, trebuie frate, negociat, nu mă duc. Cine să negocieze? Nu, dar, bă, mult vorbesc eu asta. Nu vă înțeleg ce facem, că am fost negociat. Cine negociază, Gabriel, ca să zic cum să negociezi? Dacă vrei negociază tu. Stai mă, să-mi strâng, bă, mă. Iubirea mea în brațe ești mie. Eu zic că n-are să stai afară. Bun, lasă că eu mă duc eu la negociat și negociez eu. Vă zic după acum ce negociez. Nu poți fa nimic, frate, că ăștia urlă, ca discreerații, ești nebun. Am și eu nevoie să stau 5 minute pe dreapta. Na, și eu te pup. Gata, frate, când se comințesc ăștia să vorbească cum trebuie pe stație, atunci intru și eu pe stație până atunci, pauză. Ce faceți, mai cum sunteți? Bine, Tiberiu, ce faci? Cu cine mai înșelat? Cu nimeni, am fost cu ea. Am înțeles. Ce să fie? Vreau să zic că cu cine mai înșelat? Cu nimeni. Să știi că mi-a strâmbat ochelari. Poftim? Nu i-ai spus că mi-ai strâmbat ochelari? Eu. Tu. Dar tu i-ai zis ce-ai făcut? Ia uite-te la ei, uite pe stăvii. Dar tu i-ai zis ce-ai făcut? Ce-am făcut? Că m-ai bătut. Mamă, păi tu ai dat nevastă mea, băi, nemernicule, bă? Păi tu ai dat nevastă mea, bă? N-am dat. Frate, dracu să fii. Ca și noi ești nebun. Te-am părât. Băi, Bogdi, i-am întrebat, o am pus pe propunere, o să vedem acum. Hai mă să dăm și noi. Bă, dați și voi cu share acolo, nu știu. Hai să dau și eu mai departe. Așa. Am cel mai bătățiu din lumea asta. Să fie. Bizu care dă cu tunul noaptea pe la 1. Gata, băi, am dat și mai departe. Da, e frumoasă rău. Vezi că e blană rama asta de la web. Mersi, Manule, băi, vreau să-i mulțumesc foarte frumos lui Manu, pentru că e un băiat de nota 10. El mi-a făcut tot, adică toate scenele ce se vede în OBS-ul ăsta.
Băi, până prin și eu experiență cum trebuie să vorbesc, eu nu sunt obișnuit să stau pe live, eu mai vorbesc cu nebunii, cu ule, cu așa mai departe. Aș vrea să vorbesc mai frumos, dar văd că nu știu dacă se poate. Să trăiți, domnul Dragoș. Să trăiți, domnul Vasilică. Ce faceți? Toate bune și frumoase. Unui lăutar în orașul ăsta. Am înțeles. Ce faceți? Cum sunteți? Uite și pe aici. Asta e bine. Am revenit în oraș. Am înțeles. L-a luat Dumnezeu. Am înțeles. M-au lăsat singur, frate. Gester, te pup, Gester. Te pup, Gester. Dragoș, te pup. Băi, bine ați venit, vă pup și vă iubesc. Pe bune, mă, m-am lăsat singur ăștia? Tă, fac așa ceva? Păi cum să mă lasă singur, mă, frate, bă? Cu ce m-am adus să fac pe plate? Crash, am înțeles. Vezi? Aia e, frate. Tă-te, mă. Tă, viața mea s-a ascuns? Cine asta, mă, cum ești? M-auzi? Da, da. Dar Alexuța unde-i? Nu știu, că nici Gabriel nu știu unde-i. Hai mă să sună pe telefon, că nu știu, s-a dus. Ia bă, că fii nu în oraș, ești bun. Am cel mai bun frățior din... L-a luat Dumnezeu, l-a luat. I-a dat creș, cred. Cel mai sigur. Băi, vreau să spuneți, ne auzim bine? Nașe, ce faci? De ce nu intri să ne jucăm? Am cel mai bun frății. Hai că răspunde dacă e. Am înțeles. Alexuța, ce ai pățit? Te-a luat Dumnezeu? Bă, dar eu s-a dut. Iertați-mă pe mine. Alexia, dacă ești pe live, iartă-mă pe mine, te rog frumos. Am înțeles, ok, atunci. Băi, aș putea să fac 2-3 tichete, nu? Până ce se organizează asta. Băi, ce zice, să mă duc la 2-3 tichete? Hai că merge. Salut! Bă, tati, e mașină jos. Salut, băieți! Dea-ne și nouă fixtră frumos. Că... A, mi-a dat un stăt pentru că... Da, da, voi știți că n-aveți voie cu mașină de asta aici, nu? De ce? Pentru că n-aveți voie cu mașină de asta aici. Dar e MGP, e 4x4. Pai, că... E mașină gardă joasă, băieți. Faceți pe ce, băieți, nu-i bine. Dar dai și nouă fixă. V-am dat, dar mergeți și schimbați mașina, vă rog frumos. Ok, bine, o, Mihaiță, domnul Mihaiță. Ce zici, mă, Vasile? Bine, frate, cu ochișorii pe aici m-am apucat și eu. Am văzut, ți-am dat un plac. Mersi frumos, te pup acolo. Mamă, stai așa cum o cheamă aici. Te pup. Salut. Îți propăză și eu mașină? Mașină? N-ai sunat la taxi, frate? Sunteți și eu mașină. Bă, gamer, s-a zis că nu se merge cu mașina de aia acolo. Bro, ai sunat la taxi? Da, și o mașină. Ai sunat la taxi? Auzi? Ai sunat la taxiul? Auzi? Băi, frate, faci mișto de mine? Bă, mă auzi. Asta faci mișto, frate. M-au zis? Da, și eu mașină, drău frumos. Da, eu te-am întrebat ceva, ai sunat la taxiul? Îi dăm, frate, că nu mă aude, stai nebun. Hai să-i dăm mașină. Salut! Salut, Vasile, vă plimbam. Și gen, dădeam așa rândul cu cuțitul și l-am omorât fără să vreau, jur. Bine, frate, cum ai știut să dai cu cuțitul, te rog frumos să suni un medic, bine? Păi, cu... ce? Să sun un medic? Păi, simplu. Păi, tu... nu, oare nu poți să-mi dai o mașină? Nu poți să-ți dau mașină, frate. Spune-mi mie, unde pune o mașină asta pe nisipul ăsta de la mare? Păi, da, mergem în față.
Nu-i frumos, domnule. Legile nu ne permite așa ceva. Mamă, ce rău e Vasilicul ăsta. Hai, te pup, sună medic. Da, îmi zic. Bun, acum să mă duc înapoi la mine, la casă, frate. Gata. Am cel mai bun braț. Gata, frate, v-ați calmat? Spirite. Așa. Nu, momentan, două secunde, când că suntem pe aplicație. Este ședință de urgență. De urgență. Na, bun. Mergeți acolo și rezolvați ce aveți de rezolvat. În 3 minute se rezolvă tot. Ce s-a întâmplat? Nimic. Lexuța mai, dar mai intri sau nu deci mai intri? Deci mergem la cufăr? Păi asta zic și cufărul eu. Cufărul al mare? Cred că da, din câte știu. Păi avem ce patru? Nu știu cine a zis care. Ok, dacă băieți, e bine. Tu vezi că este... Am, ai acces aici? N-am. Okay. De ce? N-am acces. Nu că nu mi-ai dat de lider, că ți-am zis să nu dai că... Câtă termită să-ți... Câtă termită să iau? Am eu patrică, uite, are trebuie. Am și informații. Fii atent, dacă e ok, e așa. Să mă duc tot eu cu Vasilica și să dăm jaful, cum am dat înainte. Să-mi spui dacă e ok, așa. Cu Vasilica, ai zis? Cu Dragoș. Da, putem da amândoi, dar cam durează, nu știu, putem să mai vină. Vasilica, uite, la cules, gen, să ia, să bage în geantă. Aia zic. Poate să-l luăm și pe Vasilica, gen nu-l băga la chestii minuțioase, gen să spargă hacker-ul și asta. Nu, că spargă ăla, că-ți pare bine. Și o să negocieze Denis cu pisica lui. Am înțeles. Să vadă cum au polițiștii pisica și cum asta e. Deci noi trebuie... Dar ne trebuie un ostatec, dacă nu, nu stă după noi poliția. Păi găsim ostatec, o să găsim repede. Ok. Bun, deci noi trei la Sica în spate, Dragoș. Noi o să mergem până la depozit, la mine, să iau tot ce trebuie. Hai, eu scot de mașină și mergem. Hai să mergem. Să-l scot eu. Ce mai trebuie în afară? Băi, ce mai zici, ce mai faceți, cum sunteți? Bine, sănătoși? Netfi, mai ești aici? Să-mi spui și mie cum aut. Sau Manule, dacă ești pe aici. Da, da, trebuie să faci un task. Și plus că este un task săptămânal. Da, Bogdan, să-ți dau ție un task ca să faci. Iubire, dar ce ai? Te mănâncă? Nu, nu. Am crezut că te mănânc. Nu, nu. Păi nu de altă dată, te scărpinam eu. Hai că da. Au! Dar tu ce știi, noroc ai. Auzi, ți-au spus ai tăi că bătaia doare? Nu, nu. Bine. De vrei, ce? Vrei să mai ai ochelarii aia frumoși? Ia vezi tu puțin. Aaa, păi tu vrei să mă superi? Cine te supără? Eu nici într-un caz. Da, am înțeles, Boc, da, am înțeles. Nu, glumesc, iubire, cum să mă supăr. Știam. Dai că m-a sunat amant. Tu vrei să mai ai telefon? De ce? Cel mai șmecher telefon, cum să mi-l spargi? Normal. Doamne ferește așa ceva. Hai să-mi scot și eu mașina. Am cel mai bun frățior. Zic eu că nu mai ai nevoie de el. Băi, mi s-a stins monitorul, mă, ce trebuie. Stai așa să ne pune monitor, că nu știu ce-am făcut. Am stins și monitoarele. A, gata, și a revenit și monitorul. Al doilea monitor s-a pornit, s-a produs. Ce s-a produs? Nu s-a produs nimic. Stai așa să facem și noi și asta. Am înțeles. Reshipsonation. Dai mă cum dau și eu moderator, frate. Învățați-mă și pe mine, frate. Cum dau moderator, frate.
A, gata, frate, uite aici. Dragoș și de moderator. Așa, Alexia, unde e Alexia? Alexia, îi dă moderator. Bun, ce trebuie să mai facem aici? Alexuța, îi dă moderator. Gata, frate. Am cea mai bună viață. Asta mă mândri și eu, îmi stă bine toată viața. Păi mai este, Doamne, cineva. Băi, dar ce fac ăștia, mă, ședință acum? Am înțeles. Da, bă, de să vedem oricum. O să mă anunțe băieții ce zic și eu. Mamă, belea tare, mă, te rog. Da, frate, da, să da. Fac și eu tură cu motorul. Ai cheile aici? Ia, da, da. Gata, frate. Cine face negine, cam bine familie, fata mea. Băi, nu știu cum îi zice, stai așa să mă uită. Stai să mă uit la casa mafiei să văd ce motorie ai. Rumpu. Nu mă, frate. Nu-i rumpu, ce era cu motorul ăsta? Mă așez? Păi era guardian ăsta, mă... Mă așez ăsta. Dar e blană rău motorul ăsta. Cine face legile? Păi, dar Alexuța, ce poți de ară? Haide să ne adunăm la sediul nostru să concepem planul de atac. Stai cu ăștia pe aplicații. Știu. Vasile, că vrei să scăpăm cu viața. Da, fără bum-bum. Da, frate, dar putem să ne și bum-bum-bum, dar numai să terminăm și noi, să ne lasă să terminăm acolo. Dragoș. Da, ne trebuie niște... Da, spune Duțu. Poți să iau de pe acum un static? Poți să iei, da. Poftim? Momentan nu, toată lumea la sediu să facem planul de jaf. Ok. Gabriel. Verifie. Da. Da, deci o să facem acum, o să ne strângem toți aici, o să facem plan. Iubire, dar ai probleme cu ochii? Nu, eram în spate. Aaa, m-ai abandonat, nu? Nu. A trecut Amanta. Dacă mă căutai, mă găseai. A trecut Amanta pe aici și m-a salutat. Mi-a făcut cu mână. Oh. Să stric mașina. Nu știu acu' ei, dar se sparg. Toată lumea la sediu aici, mă rog. Toată lumea la sediu, faceți o linie frumos aici, la depozit. Te, las că vii tu singură. Predator, bă, da ce țipau, nebunii. Predator, vă rugat, duia, nu mă ajut. Puteai să lași mașina acolo. De dosare, mi-am adus aminte de dosare. Vreau mașina. Caroleu, Vasile, bună, ce zici? Ia ta mașina? Mă căutai? De aici ordonez mașina, mă lăsăm afară cu motiv ca să-mi lovească ăștia. Aaa, mă înțeles. Ți-am lovit o ea, nu e problemă. Locul treabă. A, pe la tine n-aveam. Pa. Ce ai spus? Cine a trecut da, pe aici? Da, aveam așteptări. Nu, iubirea mea, nimeni n-a trecut, doamne frește. Vestea, aia toți. De la club? Nu, no, viața mea, nici nu mai cunosc, nu știu cine. Serios? Două, nu mai cunosc, nu știu cine, despre cine vorbești. Bine. Da, da. O să mai e 5. Dăm 2, am zis. Două, te rog, frumos. Bine, băiat, nu. Mersi, mersi, mersi. Mamă, ce stomalat. Ați duce pistolul? Bă, dar numai atâția suntem? Da, bă, lasă pistolul. Trebuie să mai fim. Vin și acum. Haideți, vă rog. Toată lumea la sediu. Am primit banii. S-a dat cu banii, cu euro, cu dolari, cu de toate. All
linie, vă rog, nu semilună. Tot pistolul. Mulțumesc. Uite, ai cum vine. Hai să lăsăm și noi să parcheze, băieți. Băi, lasă-mă să stau lângă nevastă. Să parcheze afară, nu-i neapărat să te bagi aici, aia ne chinuim să ieșim. Șeful, lasă-mă să stau lângă nevastă. Scuze. Gata și... Să spui și tu pălăria aia în cap, că e mișto. Da, da. Zici că pleacă la spate. Da, da. Zici că merge la pescuit. Chiar și așa. La pescarul direct. Da. De unde știți voi că el nu merge la pescuit? Să merg. Ai văzut să unde pește să merg la pescuit? A, asta mi-a plăcut asta. Da, mamă, ce-a zis. Care comentat? Nimeni. Nimeni, șefa Sărună. Mă, suntem toți aici? Mai are și mai cine a venit la sediu? Why yes? Să trăiți, seara bună. Bună seara. Mai zic o singură dată, mai e cineva de venit la sediu? Bun, deci dacă nu mai e nimeni, m-au zis toți, într-o parte în alta din stânga-dreapta, da? Da. Sperați mai tare, da? Da, nu prea merge mușchi de țipa, dar m-au zis, nu am înțeles. Da, auzim. În planul e în felul următor, de un jaf la Pacific. Cine e civilul ăla cu Bentley? Cine e cu mașina aia? Nu știu. Lasă, nu te rupe, lasă. Bine, înapoi, ignorați-l. Ignorați-l, că nu stau de plin. Nu, scutați cu armele afară să ne facă vreo poză. Trebuie găsit trei state. Iartă-mă, șeful, iartă. Treceți înapoi în linie. Trebuie găsit trei ostatici. O să dăm jaf la Pacific și o să securizăm prada de la Pacific folosind ostatici. Predator împreună cu Gabriel o să ia două elicoptere și o să aștepte la sus, la observator cu elicopterele. Două persoane sau trei persoane care o să ia prada o să meargă în mașini. O să negociezi clar ca în mașinile alea să nu se tragă, ci ca ei să poată să plece să aibă cale liberă. O să meargă la observator, de la observator plecați pe elicopterul și o să mergeți pe aeroport sau la baza militară, cum vreți. Dacă se pleacă, trebuie să pleci toți din bancă, nu te lasă să pleci două mașini. Păi da, 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 ăștia da. Să pleci în față, gen. Oricum o să avem oameni pe clădiri. Am și eu propunere, la aeroportul, la baza militară, să nu intervine la poliție. Păi la baza militară nu înțeleg ce poate căuta poliția. Totuși. Bun, hai la aeroport, lângă Dusty. Neorganic. Din Graves, gen. Da, am și eu o întrebare, nu vă supărați. Ăla de mai mic. Ce facem în caz dacă și iau elicopter? Când pleacă, o să... Păi, dăm un statici și foarte simplu. Foarte simplu. Luăm patru statici, că nu cred că negru să mai face jos de încă unul și să plece elicopterul instant de când a venit. Înțelegi? Fiți atenți. Când dați pe stație, când mai aveți, nu știu, 10 secunde până ajungeți la elicoptere, atunci abia eu cu Predator pornim motoarele și așteptăm fix când ați bazajul din mașină, v-ați urcat, am decolat. Eu zic că eu putea demini un pic, să stăm pe clădiri vreo 2 și în momentul când plecați toți cu mașinile, noi să începem să tragem asupra elicopterului, să credem elicopterul, gen care sunt pe clădiri. Da, dar dacă noi începem să trag, o să tragă la noștri. Vreau să spargă roțile până, cel puțin până nu pleacă pe Vainic. Dacă au plecat pe vaine, deja nimeni găsesc, asta e ideea. Da, e o idee și asta. Probabil să avem pe cineva pe lângă observator, care când se apropie elicopterul lor, o să fie destul de jos, o tragă. Un bebe sau ceva... Deci, de cel mai ușor, negociez să plece elicopterul de prima și n-avem treabă cu el. Exact, da. Cel mai important eu o să negociez să... Nu trebuie să le dea ostatic pe treaba asta. Da, o să le... de asta zic, 3-4 ostatici să avem. 4 vieți de oameni. 3, dar niciodată gen să nu scăpați de ultimul, ultimul trebuie ținut gen, până la sfârșitul jafului să nu intre peste noi. Păi unul 4 e... atunci, a 3 negociem, 4 îl ține pentru siguranță. Ce mai jmecre nevați? Cine vrea să se ocupe pentru ostatici? Bun, veniți care sunt de cam mâine, veniți aici. Luați-mi, vă spateți în 6x6 dacă este a vostru, dacă nu vi-l spateți în 6x6 lui personal și mergeți și căutați ostatici. Două, să aibă loc toți. Două, să aveți loc. Atunci mă duc și eu de siguranță cu un coleg? Da, sunt doar trei. Ok, du-te și mai lat. Și în ce-i baci dacă mergeți toți trei cu 6x6? Te pup, Mike, doi într-un așa, doi în fiecare 6x6 ca să băgați 2 și 2 în spate. Scoate unul. Ia alcool. Ia alcool. Bun, întrebarea e, avem tot ce ne trebuie să dăm jaf? Da. Cineva da jaful înăuntru. Eu, Berefen și Vasilica. Stai că vreau să mă uit la ceva, frate. Unde era?
Cine, mă? Dar stai un pic, că nu se te tragă. Degeaba, la de degeaba, degeaba, degeaba e sniperul ăla, că nu se tragă. Dacă am negociat o chestie... Nu se tragă, dacă ce pui oameni pe clădire, că nu înțeleg. Doar pentru info. În caz de orice. Informații pentru info. Elicopterii, sniperii astea. Și dacă urcă prin spate? Tu e tău glunț. Se vede elicopterul. Păi și oamenii ăștia sunt pierduți, gen, că îi vede cu elicopterul. Atunci, dacă urcă sus și vin fără să tragă... Eu se faceți în felul următor, mă auziți? Așa. Dacă cumva, gen, vrea să urce lumea, îi spuneți că urcă pe clădiri pe răspunderea lor, ca să nu fie nicio problemă. Frate, dacă au după aia urcat... deschide focul inutil și n-am eu zic nu se să deschide nu se inutil. Deschide focul de pentru că dacă se va deschide focul, o să tragă și ei și nu frate, că dacă... o statici. Dacă nu, cumva așa au urcat sus, îl iau o static. Nu, că așa nu, se... nu, nu e nevoie vrei să ne complicăm, eu asta zic. Dacă nu vreți să vă rugați pe clădire, vă zic eu cel mai simplu, puteți să stați la colț pe stradă. O să merg eu cu Twix să dăm eu zic cea mai bună clădire pentru info, în care să nu tragă nimeni voi Pablo. Să vă vadă foarte... Nu, Vainut. Vreți să vă arăt? Vainut? Vă rugați pe Vainut? Ok. O să mergem la bancă și să vă rugați pe Vainut și după ce vă arăt eu cum să vă rugați pe Vainut, o să mă duc în bancă ca să la negociat. Bun, atunci vine mașină cu noi? Lex, eu stau lângă tine să dau toate info-urile pe stație. Față, eu spre cu high speed-ul la bancă. Ok, atunci vin eu cu Brabo să o din spate da. Și facem așa. Bun, eu zic să nu plecăm încă până nu avem o statici. Da, cu băieții... Nu, păi eu mă duc că mă urc pe clădire să fiu pregătit să fiu pe poziție cu Twig. Că e mai bine așa. Eu o să fii cu de noi. Am făcut rost de primul static. De unde? Bun, bravo. Cealaltă trupă de doi, aveți ceva? Da, ia, stăm așa de călcăra ăla de porcă. Cea care vă urcați pe Vainut, mergeți pe Bugara. Stai că noi am luat-o mai în față, vină după noi. Vină la... La Pacific atunci. Ok, 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 ne vedem. Te-ai supărat actul? Nu, doamne, ferici. Mă gândeam. Gata, bine, hai să scoatem. Eu am mașina aici. Hai, bine, să mergem. Alo, ce faci? Eu să mă duc până la Bugara. Prințesă, pe cine fluie? Deci, pe tine. Deci avem doi, da? Pe mine? Pe tine, am pus ochii pe... Step. Dede, te pup, te pup, Dede, te pup. Am pus ochii pe tine. Na, mai ce facem? Mergem? Mergem, mergem. A venit și hai să iubesc acolo, că trebuie 6, nu trebuie. Na, așa te țup, te pup. Nu. Ai arme tot ce trebuie? Mai împingi mult. Auta, bine. Bine, ce faci? Gata, te-am iubit prea mult. Gata, mergem, stai, nici să o iubesc, n-am voie. Vii cu noi, Stormy? Ce? Vii cu noi? Bine. Haideți, mamă ce-i plac ochelarii tăi. Stai să vezi cum se vede. Așa. În față la Pacific, ăștia cu Vainudul, veniți în Pacific. Haideți, luați toți mașinile, noi trebuie să mergem pe la Ungăra să mergem ceva și... Așa, ce faci? Basilica, bine. Tu conduci. Stai mașina aici, apoi ia notul și o spune. Fraților, eu am doar un pistol, dar să știți așa cum vreți. Dați vă doați cu like-ul vă zgârciților care sunteți. Hai și să vă ceva. Am dat cu tot pistola mine. Avem 6 oameni, 10 like-ul. Lasă că frate că e bine. Când e de început, e bine, bine, bine rău. Băi, stai așa să vedem dacă i-avem mașină. Grupele care ați plecat după statici, cât după statici? Ce avem unul deja, avem unul. Stormi, ești cu noi? Și noi avem unul. Aha. Ok. Băi, mai am un cleaver, cine vrea să vină? 2. Mai am un loc cleaver în 6x6. Greșeala, am scris pe faction. Ce știi în poziția lui acum imediat, mai cu. Eu cu Gabriel merg în elicopterul. Ok, frate. O să te duci. Bun, te pup. Zona grup? Să merg elicopterul. Da, scoam lângă grup. Bun, haide, zi-mi unde e. Că vin acum să te ajut. Dar noi cred că mergem direct la bancă, nu? Ce? Noi mergem direct la bancă? Am mașină față cu tu. Pe cine e ăla cu mașină? Tot așa fășa să duci. Băi, fiți atenți că văd că nu a mers nimeni. Mă duc eu să duc o mașină la aeroportul ăla din Dusty.
Lăsați și mie o mașină aici în spate la Vinewood, ca să am cu ce să plec după. Că nu mai am nicio mașină și rămânem aici. Ori în aeroportul la Trevor, ori pe baza militară. Da-ste, da-ste, e la mic, gen ăla cu grape-sicul, dacă știm de aviat. Ăla e aeroportul mic. Avem două statici, colegi. Încă unul și atunci. Mai trebuie să mai prindem unul. La aeroportul... Aveți un Porsche aici, lăsat în spate. Zic eu. E benzinărie, unde e benzinărie aia și ăla de mecanici. La 2023, fix la 2023. Să vă las o mașină de civil, nu vă las, nu vă las nu știu ce, ca să nu se prindă, da? Nu, nu te-am spăsat. Da, am zis, da. I-20, nu? I-23. Am nevoie de un coleg la 343 acolo, la 354, pardon. Începem. Da, putem merge noi. 354 a zis? Da. Pune și mie pe GPS. Aici. Sigur, snaiperii că venim. Suntem pe drum. Hai că suntem pe drum, venim noi. Vasilica? Da. Nu știu cum facem, dar trebuie să fii naș. Eu? Da, da. Vezi, nu ai niciun pe care faci. N-am ce face cu banii? Nu știu, sensoară sniper. Crezi că naș ești tu, adică nu știu. Păi de când? Că nici nu m-a întrebat nimic. O să afli. Și am aflat astăzi. Cine se soară? Cassandra. A, deci am o dreptate. Da, da. Ați găsit ceva? Nu am mai găsit pe nimeni. Am prins pe cineva, dar nu mai trebuie. Mâine trebuie să pregătești cadou. Da, da. Mai avem unul în fața mea, ți-am spus. Toți se soară numai unul. Am și eu aici, stai. A întrebat careva... Jos, colegi. Dacă faci nuntă, cine ți-e naș? Știi că va sunică, deci tu știai? Deci. Zi-a. Acum avem 3. Ei bun, deci unde e? Acum ce trebuie să facem? Unde ne vedem? Spre bancă. Doar nu vrei să fii domșar de onoare? Vedeți să nu începeți încă până nu duc și eu mai stai și mă duc și eu înapoi. Stau în lecțuța. Facem cu 3? Stau sub Cassandra, pardon. Sabina, dacă să... Da, da. Hai. Urcă, urcă. Hai să-mi lasă asta. Du-te, lasă-ți mă tăi. Bagă și... Aaaa. De acolo, pe avarii. Păi nu știu cum facem Stormy, dar... Cuie. Domnișoara de onoare o alege Tasha. Da? Da, da. Hai. Sabina, încuie mașina, motorul, să nu se ofere. Ce avem, da? Tasha, alege Tasha. Da, da. Se vede că am fost foarte... La, la... Ce avem, trebuie să facem motorul până acum? Da. Dă-mi la Pacific, da? Nu avem 4, că au zis aia 2. Că avem 4. Noi avem 2. Așa. Și eu mai am... Dar cineva a zis că avem... Așa, uite, da, sunt 4. Sunt 4, sunt 4. Eu am zis că am 1 țiganul, are 1 și ceilalți mai au 2. Hai la Pacific. Mergem până la Pacific, să dăm Pacific. Gabriel, vezi că mașina o bag în hangarul ăsta de la 2023, da? Oricum, o să rămân în continuare în elicopter, decât cei care scapă cu banii o să fac o mașină. E mașină de 4 locuri, mă gândesc că vă descurcați. Vasilica? Da? Să anunțea poliția în mare de matriculare, dă cu curul până... până... zi. Da, asta. Da. Ce roșe sau șos. Mai am eu apucături de astea de poliție, să scuze. Aha. Ai absolvit acolo la jandarmerie, cred. Da. Dacă poți să-i faci scurt la Mercedes-ul ăla de acolo. Nu. V-ar ajuta Mercedes-ul ăsta de aici. Te fac ce s-a auzit, n-ai păi. N-ai pas să auzi. Bum, 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 male. Și-am auzit. Da, da. Băi, s-au de poliție, eu aud poliție. Intrați în bancă. Tot. Încearcă cineva să lege firul ăla la Mercedes-ul ăla de acolo, să-și era. Intrați în bancă, la ce stați și intrați în bancă. Mă îndrept spre Pacific, sunt acum, sunt la vamă. Și cum ajungem mai sus? Partea la altă. Pe partea aia altă. Da, dar trebuie să deschidă ei. Bă, ce-am bubuit? Da, 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 da. Nu bubuie ceva pe aici. Am auzit că e necurată. Nu bubuie nimic, e... Poliția. Hai, hai, Costa.
începe sau? Lasă-o aici, mașina, lasă-o acolo, că o iau eu după aia. Să-ți se... Nu, 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 parchează gen pe stradă, că o iau eu după aia. O chestie, de cât încercați și cu bani să veniți repede la elicoptere ca să puteți scăpa, da? Cum să vedem dacă putem, da. Mai bine, erau mai bune două motociclete, că vă urcați direct pe munte, alea dirt bike-urile de la aveam la casă. Gata, băieții. Noi avem decât unul înăuntru, restul unde se duce? Toată lumea e pregătită sau? Nu, nu, stai că trebuie să mai ajung eu. Anunță-i că eu intru cu voi acolo jos. Nu vă rucați pe clădiri, ei au oameni pe vainul care văd. Băi, eu intru cu Dragoș să culeg de acolo cei rămășițele alea de la doamna Maricica. Bă, și dacă... Dragoș, îl poți dacă în două secunde ajung. Și dacă mă accidentează pe nevastă mea, voi? Putem începe eu azi. Trebuie să începe. Haideți, haideți. Începem, da? 3, 2, 1... 6 minute trebuie să așteptăm. Da, le așteptăm. Așteptăm. Ce faci, mă? Bine, de la de două ore și să copilul te... Copilul rău. Ce mă, o jignesc? Nu te jignesc. E un... Cum se numește? Și-o intrat acolo. Nu. Ce? S-a auzit un DB. Scăriu, Andrei. Care a tras-o? Ah. 6 minute trebuie să așteptăm, băieți. Mai stați. Ar mai fi o variantă, Vasilică, să rămânem noi cu banii pe aici, prin camerele astea, pe sus. Zici? Nu, da. Eu zic că nu ne caută. Te caută prin bancă? Da, normal. Dacă gen plecați toți, fugiți, stai la dreapta. Bă, ce cu ăsta aveți patent deja? Nu știu ceva cu armă în bancă. Uai, e retardă. Uite, păi în viață. Ia lăsat-i. Da, culcat-o. Pe cine? Frate, își duceți-o la... De fapt, asta e cu necurat. Ești pus să stai. Cam necurat. Ești, bă! Lasă, că îi fac eu aici respirație. Nu mai trageți, mă. A intrat Don Stefanos ăsta și uite ce face. Sunt mulți civili tormentați, bă. Tot încă unul a vrut să suni 606, l-am picat. Bă, omorâți-i pe ăștia, frate. Ăsta a vrut să suni 606 și am ciurit. Gata. Degeaba, le dai, că o să întoarce, o să întoarcă, gen. Să vină și poliție. Lasă, le duci. Vezi că o să dea în loc, o să dea rece. Hai, intrați în bancă și lăsați-i pe ăștia, că stau eu afară. De asta ziceam, dacă ne duce pe sus din camerele alea, eu zic că nu ne duce. Gen, dacă intră poliția după noi, noi să-i chemăm pe ăștia din afară, să intre peste ei. Din... Stau eu la intrarea din spate. Așa zic. Da, rămâi acolo cineva mai tine, stai la secundar. Cât ai zis, Dragoș? Cum? Cât ai zis tu? Stai cu mine și adică cât să zic. Cât mai durează? 6 minute, 4 minute. Bun atunci, ca să știu și eu. Bun, băi, mă duc și eu la o țigară. Așa că, dragi prieteni, până atunci rămâi alături de noi! Everyone, people! We'll be right back.
Așa, bun, fraților, ne-am un reîntors și noi. Hai să vedem ce se mai aude aici. Așa. Gata, băieți, m-am întors și eu. Bun, hai. Vasilica, tu spargi primele două uși. Ți-am dat două termite, o să spargi două uși astea. Acum, dau job. Hai, reveni, Vasilica. Da, da. Hai, Vasilica, poți să faci. Dar nu merge, plat. Apoi, ce viu. Mamă. S-a dus. Să nu te uiți, că te pici la tempă. Nu mai vede bine. S-a dus cu spatele. Păi sunt dură, măi, n-ai ce să... Mă, da, am ochelari de soare, ești nebun. Trage, frate. Gata, hai. Alo? Următoarea, asta. De la noi? A tras. O mică... Trage, la atunci nu s-a tras de la noi. Vedeți? Continuați jaful jos. Continuăm, continuăm. Între aici. Auzi, continuă. Ce dracu, blau cu aia? Hai, hai, hai. Bun, acum urmează. Ia, dă-i șeful, îi rupe. Așa, de acolo. Intrăm prima dată în ăsta, după mergem în ăsta. Gata, șeful, nicio problemă. Păi da. S-a început geaful? Că n-am fost aici. Începem ăsta. Da, da. Am intrat pe la băieții aia, pe altă lume și m-am lămurit un pic cu ei care au venit și ne-au stricat. A, bun, te ce-am planificat? Lasă. Ce nu contează, okay, continuăm ce-a făcut. Dar ce-s chiar să vorbește pana în poda? Să-i dau eu aici, să deschid ușa asta și ea să deschid aici. Cu sticul. Ce faci, mă, te joci pe telefon? Așa. Bă, tu te joci PUBG și nu mă chem și pe mine? Ia uite-l. Da, mă, de asta se joacă PUBG, mă, se joacă. Și care mai era? Pardon, dragi, lasă. Vezi că trebuie să aterizezi pe acolo, pe... Se joacă PUBG, nu stai? Ăla, la armata. Da, cu aia se joacă PUBG ăsta. Mai nu, că ce, servesc cu mine. Da, să-mi sunea, se ducă de aici, măcar. Da, joc aici. Te joci? Aia zic, frate, să se dea cu nebunieli. Îl fură, cu aia. Ia, dacă mai vezi pe cineva, o stati. Ce butonez mă acolo? La tabrodărilor? Nu mai trageți, mă! M-a luat civilul la pom! Copter de poliție. Elicopter, elicopter, avem un elicopter. Intrați în bancă. Vine un coadă pe mine. Unde? Hai, vine un coadă. Dormi, du-te acolo, du-te acolo. Acolo, nu, lasă, nu. Elicopter de super bunci, dar a ajuns acum. La cules, băieți, da. Cred că se mai prime, yay! Da? Eu bag cu rotopercutorul, voi culegeți de acolo tot ce vedeți. Eu cu rotopercutorul aici. Că mi-e greu ăsta. Și eu doar trebuie să culeg, nu să fac nimic, culegi, da? Atât. Miau! Au, au. Bau, miau. Bau, miau. Au, bau, miau. Păile, 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 păile. Yay! Bună, tatic, băieți.
Nu știu cum dai elicopterul deasupra mea și alutuic. Mai e deasupra băncii. Da, prima, mai ține, e o statică să ne o să urcește la noi, nu știu de ce. Nu, hai că dacă v-au văzut. Că eu stau gen întins pe jos. Aaa! Te mună cu podeaua. Îl văd, îl văd. Bani, mă! Stati, știu, domnule. Avem 7 state, știi. Acum să duce, acum. Ce din nou spre bancă elicopterul? Este fix deasupra lui Pablo. Stai pe loc, DRF. DRF, stai pe loc. Cine a tras cu DB-ul? De la distanță cu DB-ul. Din stânga la Pablo s-a auzit. Atât? Da, da, da. Atât? Pe nimeni, nu pe nimeni. Stai pe loc, DRF, nu DRF. Atât a fost să fie pe acolo. Gata, 5 lingouri, aur, 5 lingouri, accent. Hai să mergem. Hai, Vasica. Hai? Stai așa, bă, bă, numai, dar gata, ce n-au luat tot de aici? N-au luat tot cu aia. Atât se ia de acolo. A, nu se ia de aici. Ia. O să iau și ok, ok, hai. Dincolo. Ce, dacă nu am văzut cum ați luat? Haide. În partea asta. Luat percutorul. Da, nu mai gata, pa, am revede aici. Da? Îl dau eu, îl dau eu. A, ok. Dar e mai greu la asta, să știi să stăm. Dă-i dinamită lui ăsta, lui Vasilica să până la uși. Acum. La cele cu aur nu puneți, pentru că sunt de la îngerească. La ușa asta trebuie să pun? Nu, la asta. A, mai încolo, ok. La alea cu aur nu punem. Să nu pui la alea cu aur. Luana, te pup. Uite ce să fac. Dăm și noi jab la Pacific ăsta și maker și frumos. Au ajuns să primi. Două Bravo Sur 6. Două Bravo Sur 6 6 și o mașină de pe Bravo Sur 6. Mai avem. Ce e marcata neagră? La ușile din spate. Suntem la jumătate acum. Mai aveți jos. Bloca străzile. Suntem la jumătatea jafului. Bloca străzile și acum viu cu armele spre ușă. Pune la ușa asta, gen. Și 6-6 s-au dat foarte mult jos, acolo, să știți. Sunt foarte, foarte mulți. Pus. S-au dus toți acum în fața băncii. Sunt între 10 și 15. Să vedem dacă merge. Poftim? Să vedem dacă merge. A, ok. Ok, nu detona încă. Să putem să sară în aer tot. Și mai ai? Mai ai de alea? Pune aici, aici. Pe ușile, toate ușile astea. Elicopterul văd că se plimbă de acolo-colo. Băi, nu mai am, mai pune și tu una. 20 secunde, că nu pot acum. Stai așa un pic. Stai așa, că nu pot. Dormi, vezi, nu știu unde vorbești, dar se aude tot. Stai că mai am una. Cum așa se aude de la mine? Da, vorbim, serios. Stai și un pic de aici, că se buie. Zici ce ai vorbit? Mă apăsa pe ei. Eu mășchi. Deci scuțiți mai încolo și nu mai vorbiți aiurea, sau dați pe șoaptă. De aici s-audă. Poliție multă la secundară, așteaptă la ușă. Gata, pus elicopterul, cred că încearcă să aterizeze pe Pacific acum. Dinamită. Da, aterizează pe Pacific elicopterul. Dinamită. Deci lui Vasilica să meargă mai repede. 2000, două lui. Două mai am. Așa. Atât mai? Da. Hai să deschidem aici. Păi mai două, trei, frate. Elicopterul a aterizat. Ce să-ți dau? Dă-mi aia, termala aia sau cum se cheamă. Ce? Explodează-le, Vasilica. O să se audă un boom. Așa și aici. Aoia, aia zic. Băi, vă pun și vă iubesc, suntem 9 persoane. Ce faceți, cum sunteți? Mamă, frate, dar ce-i dau ăștia? Aia zic, aici am luat, hai să luăm și aici. Mama, am 6.000 de genți, ești nebun pe mine. Da, frate, Mihaiță, trebuie să iau sacul, ești nebun. Luana, stai liniștită, te pup, stai liniștită. Băi, hai să dăm și noi cu like-ul acolo, vă rog frumos.
dăm și noi cu like-ul sau nu dăm cu like-ul? De aici putem lua? De aici nu? De aici putem lua. Mă! Băi, ați luat din partea asta? Hai, nu, de aici n-am luat, imediat eu și din partea cealaltă. Ok. Pa 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 pa. Aici nu văd astea. Ok. De ce ai luat de peste tot? Ha? Da, da. Mai era ușă, dar asta e, 25.000 de bani murdare. Da, e, ce pula. Ai luat tot de acolo? Da. Eu zic că fără timp. Ai luat și relicva de RF? Tot. Ok, hai să... Să le zicem la băieți că am terminat. Bă, stai un pic, stai un pic. Cine pleacă de aici? Noi trei. A, noi trei, ok, perfect. Trei, da. Păi și Stormy trebuie să plece. Păi Stormy n-a prea luat nimic, sau dacă e să ne dea nouă. Da, da, dacă a luat ceva. Dacă a luat ceva, să ne dea la careva. Să ne dea ție sau nu știu. Noi am terminat aici. Poți să o chem un pic pe Stormy. Ce-i cineva disponibil și necăsător pentru domnișoară? Stormy. Bun. Da. Câți ați dat jaful jos? 4 persoane sau 3? 3. 4 a fost și Stormy. Și Stormy, ok. Cum o să urcați sus la observator? Sunt două elicoptere poziționate. Cât mai au mai jos? Unde observator? Ai, într-un elicopter, doi într-un elicopter, da? Oh. De refie, unde e observator? Că nu știu. Păi e unul cu taxi care trece prin fața băncii. La Galileu Observatorii, nu? Vreți, vă dau eu ăsta și rămân aici. Galileu Observatorii. Ok, vreți să mergem numai noi trei? Vreți, de aia zic, vă dau eu ăla. Da, hai și eu pe cune. Da, drumul nu ne ia de numai pe aia. Să fie greu să scăpăm ca o să ne urmărească, ce nu se tragă de o să ne urmărească. Da, dar nu știu cine a fost jos. Nu știu. Cine am retras toți așa? Ce ai, bă? Eu aș încerca să... Păi de ce? Și cerca să rămânem în bancă, ei toți să plece, ce nu poliția, vede că plecăm toți, pleacă toți ăștia și noi să rămânem cu valuta mâncă. Și să rămânem din sus pe aici ascunși. Să rămânem numai dacă cumva vin pe noi, să luptăm cu ei până vine. Stormy, dă-mi mie alea. Să rămânem trei pe aici, oare o să iasă și încheia? Ce-i zis? Aici ta plină, mami. Dă-i lui Dragoș atunci. Dragoș? Sau lui DRF, oricare. Ia, toarce geanta. 45, așa. Dar cum să ce faci cu ele după? Le vinzi la Amane și de bancurație. Vreo 3 milioane. Uhuh. Ai, că nu e. Haide! Veselică? Da, frate. Avem o vorbă? De spus? Avem o vorbă? Spune, frate, spune. Doresc să fii naș? S-a găsit momentul. Deci ăsta e cel mai bun moment, pentru asta. Că mie aici îmi place lângă bani. Aaa, și m-ai văzut cu bani, a? Nu te-am... Tu n-ai văzut, mă, că eu vin să jefuiesc și tu îmi spui că dacă vreau să vin de naș. Dar nu trebuie nimic, doar simpla ta prezență ar fi superbă. Bine, șefule, iubirea, mergem de rănași? Mergem, mergem. Gata, șefule, s-a făcut. Tu dai cadou. Nu-i cel mai fericit, îmi vine să-l omor pe ăsta în verde. Da, mă, uite-te la, uite-te la sniper, frate, n-ai cum cu el, bă. Nu-l dau sniper. Rocați-o sus, ieșiți afară. Nu ieșiți încă, nu ieșiți încă, că se face din ăla, au venit mulți proști pe aici, dacă știi ce zic. Stați puțin în urmă. Păi, patru capeiță, polițiștii. Unul, luați cu pistolul la cap, da? Șefule, hai ridică de picioare, te rog frumos. Ieșiți acum, ușor. Auzi? Toți pe care să eliberați zona. Te ridică-te în picioare. Te aud, tata, da. Ieșiți cu unul cu pistolul la cap, da? Stai un pic, stai un pic, nu, așteaptă. Ies eu pe secundară.
Stai că ies eu cu el, ies eu cu el în fața la poliție. Vasile, nu, și ne urcăm în mașină. Mă, ce pula mea. Avem 20 de secunde de când pleacă prima mașină, da? Eu. Da, nu. Bă, nu știu, vedeți că 6-6 la vizionare. Mă, ne văd. Deci dacă mai vine chiar să scară și atât. Ieșiți azi? De ce plăcă să vă zic că un helicopter o adăpă la coaie, domnule, să vă frate, stați lângă mașini și plecăm toți odată, gen. Urca asta, Dragoste, și-a pula repede. Nu urca. Hai. Plecați încă. Hai bă. Urcă. Nu plecăm, nu? Ok. Urcați-vă mașini, pregătiți-vă, urcați-vă mașini. Dar nu plecăm, ok. Nu tot în față așa. Da. Hai, să conduci ușor. Nu porniți mașinile până nu vă urc. Pregătiți-vă și scoateți trei ostatici afară. Când au scos ostaticii, a plecat glonț. Ne plecam în glonț. Urcați în mașini ăștia care nu aveți ăsta deci. Nu plecați încă. Bă, mai degrabă vă urmăresc pe voi, gen. O să plecăm. Da, gen, fiți atenți, ăștia cu banii fugiți în sus după la elicoptere. Ăștia cu banii fugiți pe mine. Bă, s-a plecat, bă, de ce ați plecat cu aia? De ce ați plecat? Urcați în mașini și plecați. Nu mai zis să plec. Fugiți! Cazi. Nu, că stai, iau să pe Sabina. Dar voi, Sabina, ieși afară. Au plecat. Da, să plec. Lasă, dă-i pace, dă-i în față, dă-i în față. Nu, și asta, și asta, am rămas cu tigă, bătaie, hai. Da, tu scapi ăștia care au banii. Te-am îndreaptă la Pablo în parcarea aia pe alei. Au ce trag. Ăștia cu banii vor urmărește cineva? Am plecat toți. Da, trageți-i. Sunt trei bancă de la noi captivi. Lasă unul pe Pablo, unul pe Pablo. Trageți în poliție că m-au luat. Începeți să tragem? O să trag în voi. Da, e unul pe Pablo de trage. Trageți în poliție, mă omoară pe mine. Nu trageți, mă. Nu am zis! Auzi că dacă trageți în poliție, omoară pe Sabina, nu auzi? N-am tras, am întrebat, n-am tras. Am omorât trei polițiști deja. Gata. Sabina, ne auzi? Întreabă-i dacă vor să negocieze și dacă te lasă vorbești pe tati. Aia zic, noi am scăpat, dar nu știu rezultat. Nu, au om de-alea. Mă, bă, cum să furmă că nu mai am bani, ești nebun? Cum ești sărac, lipit pământul. Mamă, ce priveliște frumoasă. Prea frumos, frate. Trebuie cu aia, omor cu ăsta cu gabul, cu de prostie. S-a început focul noi, cu buie. Trage? Focul, mine să-mi bat pula nii, de mai mă ui la ei. Nu mai mă interesează, nu doare-mi pula. Țigane, atât de mult cu ăsta, țigă, Iurea. Ce nebun, toate arabeți ăștia, o... Că după noi, din partea poliției. Da, tu aici vrei să aterizi, frate? Da, vedeți că aveți în hangar mașina. Am înțeles, perfect. Retrage-te, retrage. Retrag, mi-au putut altă poziție. Bă, ce vorbești, mă, prea frumos e pe ăsta. Bravo lor, bravo lor. S-a organizat frumos. Dar stai să vină și Dragoș. Da. Dar stai că lăsăm pe Dragoș să conducă. Ok. Aici un cabă. Dragoș, la volan. Îți venim să vă luăm helicopterul. Și gaburii de la mic. Stai așa, ne dăm de până aici. Îți venim să vă luăm de la Pacific? Bă, hai să ne dăm hainele jos. 5, 7, 6. Acum venim. Venim de elicoptere goale. Am fost la sărata.
jucați, băieți. Ce am făcut noi, l-am făcut. Băi, aici ești prea mișto, frate. Cred că ăsta la 50 de secunde. Bă, putem merge și noi, dacă mai sunt. Ce faci asta, papa, frate? Bă, ne urmărește, e unul. Cred că ne urmărește. Știu, bă. Uite ce merge mașința asta. Uitați-mi și atrag noi la picioare, nu cred. Știu. Aveți VD-ul la voi? Da, da. Ok. Ce faci? Bine. Am culcat 4 gata. Dă-i, trage. Ce cum stăm de bani? Ce stăm de bani? Ok, ia să fii. Salvați. Dă-i, da, super, Denis, te pup, te... Bravo lor, bravo, bravo, băieți, bravo. Băi, a fost prea mișto, frate. Bravo, Denis, bravo. Bravo la toți. Toată lumea e căzut aici, nu mai scurt. Da? Am ajuns, adică. De noi ce s-a întâmplat pe? Asta acolo, că n-a luat nimeni. O să fiu foarte curios după ce terminăm. Aplicații, cine a plecat cu mașina, fără să nu te sunteți? Nu, eu am probleme cu Edith. E cata Iure cu Edith. Dragoș, tu ai plecat, Aiure. Dar noi am auzit să plecăm, nu știu cum. Așa, mă. Mă zic, voi plecați înainte și dați bătăi. Ia să mă, frate, să nu are ce e asta. Bine, trebuie și Gabriel. Să mai avem și pregul, frate, că l-a scăpat. Din ce am interesat mine era pe la secție, da? Trebuie să fac un transport. Dragul cu lumea repede la sediu să mă organizez pe transport. Gândăm astea? Nu, stai, dă-i la sediu, la sediu. Le băgăm un save de când dată. Ah, le băgăm un save. Pentru că am auzit ceva pe stație. Ci că o să se facă transport. Au luat-o pe Sabina. Ușor, Alvarule! Nu mă distrăm, nu mă distrăm. Crede-mă, urgența aia se sacă. Nu l-am văzut. Nu l-am văzut. Crede-mă, mi-a părut așa de clar. Fie plic. Nu l-a văzut, frate. Nu l-a văzut, frate. A fost de sing de la server. Așteptam și ei în mijlocul drumului, frate. Ai, ai. Gata, frate, nu s-a întâmplat nimic, a fost din oraș. Dă să bag, stai să bag astea. Ce facem, frate, 46 46 94 94. Unul mai organizat data asta, în afară de ăla care a plecat, e totul, totul bine. Ia uzi, mă, eu uzi de bine. Viitoare, dacă nu se plece haotic, scăpăm toți în viața, frate. Adică dacă toți trei am înțeles că se pleacă și asta... Dar nu știu dacă le pot băga toate. Nu știu cine s-a urcat în prima mașină, după aia s-a zis să plecați, pentru că ne-am... Păi noi, frate, am înțeles tot să plecați. Din stânga, că asta era mai în dreapta. Bani murdar și trebuie să-i poți băga. Ba da, poți și bani murdar să faci. Mai am kilograme, am destule. Dați pe mine tot ce primi. Și rotopercutorul. Și informații să le avem acolo. Planțile în țelda. Da, e și așa. Așa. 2, 7, 5 2, 7, 5 2, 3. Bun. 6. Cinci.
4, termită. 2. Gata, frate, mai aveți ceva? Nu. Mai pun eu 4 veste ca să fie aici. Așa. Ce ai? Laptopul, punem și laptopul. Așa, laptopul. Așa, punem o lanternă dacă în caz de ceva. Toată lumea la sediu, vă rog. Ok, gata, frate. Nu fac-o pe avarie. Bă, dar Alexuța ce-a pățit? A fost picată. Deci când am vrut să aterizez pe 576, a picat. Am înțeles. Ideea e că nu știu cine a plecat primul. Bă, Lex, îți spune cum. Noi am înțeles că noi trebuie deja să plecăm. Nu trebuie să plecați. Ideea era să plecăm toți deodată, pentru că în momentul în care am vorbit discutat cu polițaia, a zis clar, plec cu toți în același moment, în momentul în care pleacă prima mașină, sunt 15 secunde. După aia s-a creat o leacă de haos. Da, am înțeles. Am și eu ceva de spus, dacă vă rog, permiteți. Spune. Hai să o lăsăm așa, eu zic că a ieșit destul bine, da, și cu Jaf reușit. Oricum am pierdut mult și aici. Pe viitor avem mai mult bățat din asta, presupun. Exact. Da, nu, oricum, mie mi se pare un succes. Hai să o folosim ceva productiv, eu zic că a fost ok. Eu zic că dacă rămâneam în bancă, noi ne ascundeam în bancă, nu ne căutăm nici dracu. Bun, altă chestie, singura chestie la ce trebuie să lucrăm noi absolut toți, este coordonarea și ascultarea de ordine. Exact, și comunicarea. Da. Comunicarea în, adică în sensul că dacă vorbește Lex, ceilalți ascultă, sau dacă vorbește Gabriel, sau cine organizează pe RP-ul ăla. Nu chiar asta, că te-i vorba că trebuie să asculti de cineva ca un superior, mai ales de ceva, și fiecare scutură lui nu să facă, să vină să vadă. Da, și trebuie, nu instruit, nu găsesc cuvânt. Nu poți să instruiești, frate, nu poți. Poți să instruiești ca fiecare să știe ce are de făcut. Hai să fim serioși, toți care cadem în familia asta, cred că toți venim de pe stradă sau nu avem familie, deci e puțin cam greu să instruiești. Băi, mie unul mi-a plăcut, a fost super fain. Dar eu zic că a fost o reușită să o lăsăm așa, să ieșim toți la o bere și să ne bucurăm de victorie. Băi, eu zic să dăm o petrecere. Eu zic să mai vă gândiți că avem o colegă pe mâna dreaptă, Sabina, care este luată la secție. Păi da, dar n-am mai primit nicio informație. Și am și eu o întrebare. Noi de ce încă suntem aici în Bubuia? Unu ce? Avem voie? Ne permite Biblia? Normal. Nu? Nu, că n-o să vină gen după Sabina ăștia care au murit. Deci să facem un trade cu poliția. N-o să vor. N-o să vor ajunge. Apoi. Nu vezi că s-au țigănit la 6 ostate, s-au țigănit aproape de... Stați un pic. Dar eu zic altă chestie. De ce nu mergem noi frumos prin oraș acum toți în alertă, luăm orice gabor pe sus? Un gabor. Bă, dar nu mai bine facem cumva să stăm cu precauțiune. Nu mai e un civil și fac schimb cu schimb, ce dracu. Nu se poate merge cu paucat? Nu merge cu paucat? Ba da, cum nu? Nu se dea. Nu. Ba da, e viața omenească, what the fuck, poate să fie. Nu se dea dreptul la paucat. Nu, schimb pe schimb, a zis. Nu se dea nici pe civil pe membru. Eu așa zic că ți-l dă. Doar polițist pe membru. Hai să facem rost de un gabor 2. Încă o întrebare, dar ceva frumos cu un avocat nu merge? Sabina este reținută la secție. Nu poate. Ar trebui să aibă drepturile alea de avocat. Pe și cu acui număr. Vreau să mă duceți unul acum la secție și o scot eu pe cale legală. Vreau să mă duc, mă, eu o scot din secție. Am luat-o din fața băncii, efectiv, înainte să înceapă orice fac. Aveți puțin încredere. Am puțin dreptul la cuvânt? Spune. Da. Deci, avem două variante. Poate avem mai multe, la care nu mă gândesc acum. Ori luăm foarte mulți civili de pe stradă și mai luăm și câțiva gabori. Asta pică. Asta pică. Ori ne riscăm și se duce el. Da. Am eu o idee, am și o idee. Am eu o idee, fiți atenți. Luăm un gabor, nu mai mulți, unul. Un membru de-al nostru se duce la poliție, zice că avem gaborul, dar îi zice dacă... Nu mai fac nimic. Lasă scarion, că era bine. Adică, un membru de-al nostru se duce la poliție. Înțeles. Bă, dar se poate face și pe civil. Vă zic eu că se negociază și pe civil. Ei trebuie să țină de la viață, dacă nu e din partea lor încălcare. Voiam să zic că dacă facem ceva. Bă, gura. Bă, hai că vă zic eu altceva. Oricum suntem mulți, hai să facem
au zis să facă transport sigurat. De ce să... Și mergem și noi. Și să-l... Păi și o să facă transport? Păi sigurat păi să facă transport. Cu siguranță să va face transport. O dau eu în ziar, stai așa. Nu da, nu da. Nu. Nu, 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 nu. Nu, dar nu, dar nu. Păi, dar nu știu dacă se face transport, că nu trebuie să-i facă, pentru că eu ne-am văzut pe toți în verde, înseamnă că suntem organizații, da? Și trebuie să-i facă transport. Puțin mi-a dat amfetamine, și noi nu avem nicio informație. Vreau un high speed negru să fie, să stea pe lângă secție, să vadă dacă se organizează transport, să aducă info. O singură persoană. Lăsați că mă duc eu, băieți, cu elicopterul. Haide, mă, frate, că se face transportul și noi nu mai reușim să mergem. Bun, organizați-vă, o să iau elicopter să vă dau informații din aer. Bun, cei care sunteți sănătoși, care n-ați pățit nimic, unde ne vedem? La Casa Mafiei? Toți? Da. Ce ediu suntem? Te faceți să unde sunteți? Te 4 și tu luăm doar 6 ori 6. Țigane, tu să nu vii. Pentru că nu-ți permite legi. Mai vine cineva cu noi în 6 ori 6? Dragoș, vii tot? Hai că vine cu voi. Hai, Dragoș, conduceți care vreți. Noi am plecat să recuperăm revenim. Ați găsit mașina acolo, da? Da, 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 mersi. Hai să iau niște veste de aici. Mi-am lăsat vestele, băi, și acum am trebuit. 5. La fața pe avocatul, adică mă gândeam că ar fi mers. Veni, sunt de aici. Mă lăgă secție. Face legile. Ușor la secție sau? Ia... Mă încearcă... Mai stai să arăta să am fi? E greu, nu știu cum să explic. Predator, dar tu ai fost bolnav? Ce? Eu? Da, Predator. Predator nu, a fost pilot. A, am înțeles. Căzut la datorie. Lumim. I-am scăpat, să știți, am reușit să fug. De unde te-ai luat? Sunt lângă secție, vine să mă las repede. Ești iau tu, că ești cu high speed. Unde lângă secție? Nu au oameni, cred că e suficient să fac transport. Pe față. Față nu e. Recau presoier. Nu, e în spate, în spate. Dă-i tare, dă-i tare. Să vedem și noi, poate găsim ceva. Este și un gabar acolo. Cu high speed-ul și fugim, intrăm în ei dacă urmăresc. Farul lui, 606 deja. Prește farul lui, Dragoș și Cica, așa a zis, nu știu. Mamă! Sunt? Nu, le-ai făcut pe da fază mână. Păi, e gura puțin pentru că vorbește Denis la mod. Când ai în dreapta, e mașina, e bugatina. De, nu stai aici, lasă. 606, mergi și mergi înainte. Ia dreapta aici, în parcare. Nu știu foarte ce să mai facem acum. Hai, gata. Sunteți 66 din parcare, plecați. Direct la Casa Mafiei, ne vedem. Casa Elitus. Spune ceva la Casa Mafiei. Pam 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 pam. Pop.
Ce fac ăștia, mă, s-au strâns toți aici. Hai să vedem cum e Sabina. Faceți puțin o linie ca să vă număr puțin. Mulțumesc că ați vrut să mă ajutați, dar m-am descurcat, dar am avut grijă de părăsul ăsta. Ia m-am învățat-o. Mulțumesc mie, mulțumesc. Dragoste, stai puțin să-mi pui și o mașină. Lângă platele. Platele. Te pup și vorbești. Lexuța, mă auzi? Ai de la Casa Mafi. Am să vin. Ok. Ce faci? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lexuța 12 care trebuie să vină. Da, spăți. Ești tu sigur că eram 17, mă? E du-ți-o? Da, 17, 18 pe acolo. 17 sau 16 am numărat eu. Am numărat înainte să plecăm. Da, 17. Mai sunt luat la poliție? Ai mai zis pe cineva să nu? Nu. 5 morți. 5 morți, am pierdut ceva în seara asta. Bă, ce-a fost nașpa, a fost că ați plecat voi prima dată și am zis doar... Nu, eu v-am spus pe stație, am spus pe stație că prima dată pleacă banii și voi ați plecat din stat când am spus chestia asta. Exact, da. S-a subînțeles greșit chestia asta și... Ce-a mai fost urât? Erau 26 stațiuni în dreapta, noi ne-am urcat în ele. Ne-am urcat 3 într-unul și unul singur în altul. Eu am urlat înapoi după Sabina și voi ați plecat toți. Da, mai e dinamica aia de a pleca repede, ne-a scăpat. Dar am zis de ori întoarceți, nu plecați. Da, dar odată ce ești plecat îți dai seama că nu te mai întorci. Eu vă zic că dacă rămâneam ăștia cu banii în bancă, nu ne mai căuta nici dracu. Unde se știe. Poate era riscul mai mare ca să pierde mai mulți oameni. Eu zic că la secție că mă gândesc că nu-i omoră. Da, nu te omoră. Da, nu vă omoră, dar după vă confisca chestiile... Plus amendă, plus închisoare. Plus amendă, plus închisoare. Nu, că dacă ne găsea gen, vă chemam pe voi înapoi. La Pacific să-i ludați. O să mă rog. Oricum, a fost frumos acțiunea, doar, v-am zis, comunicare, coordonare și ascultare. Asta trebuie să lucrăm. Eu toți. Am să mă pun la somn. M-am dus să închid ochii. Ok, ok, noapte bună. Da. Noapte bună. Da, mă băieți, felicitări pentru ce s-a luat. Ce felicitări, bă, că m-a omorât la pizza. Cum te-a omorât la pizza dacă ești aici? Păi, vorba vine. Ai fost rănit, te-ai bandajat, te-ai venit. Da. O să vă pun pe ăla, pe aplicație, clădirile, cum sunt numerotate normal. A, B, C, ca să le înțelegem tot. Avem informații. Ar fi util să le citiți un pic. Sigur. Uite, de exemplu, eu Pablo nu știu, au e de dreapta, e aia cu platformă. Am înțeles. Șefule? Da. Mă pot pune jos, te rog frumos, că mă dar piciorul, mi-a tras la picior. Mersi. Băi, a fost frumos, chiar a fost frumos, mi-a plăcut. Pe elicoptere cu... V-ați descurcat acolo. La hangar, mașină. Păi, pe seara asta, cred că taxe mai trebuie să-l mai cerem. Ceva dacă mai găsim. Dacă toți suntem aici, vorbim un pic de sindicat, ce cumpărăm duminică. Așa am luat prin surprindere, că am cumpărat Bahamasul ăla și nu facem nimic cu el. Băi, am și eu o problemă cu băieții ăștia de la sindicat, dar vreau să se vorbească mai puțin ochi, dacă trebuie aici. Mai puțin, dacă se poate. Sau discutăm, nu știu. Vorbiți. E foarte urgent. Aia zic, trebuie să mă ascund, să n-auzi și voi ce vorbesc ăștia. Iubire, hai la piscină un pic.
că mă duc să fac baie. Da, frate, m-am dus, că nu e, na, dacă pierzi, suntem pe 3-4 ochi, îți dai seama că nu pot să stau acolo, să auzi și voi. Eu vreau să fac baie, frate. Da, papă, și jos. Da, iubire, ne bălăcim. Nu, nu. De ce? Eu te pripesc. E rece apa. Băi, nu. Așa faci, mă? Gata, gata. Vezi că mă neci. Urât din partea ta, să știi. Cate e bine. Da. Am băgat-o în apă, frate, cu tot cu aia. Să cumpăr alt ceas. Mi-ai stricat ceasul. Ce să-ți cumpăr? Ceasul. Stai să mă uit la el. Mamă, nici nu merge. Păi dacă l-ai stricat? Păi... Tu l-ai stricat, m-ai băgat în apă. Hai să-mi cumpăr și telefon. Nici nu-i merge ceasul. Da, viața mea, îți cumpăr și ceas, telefon, lanț de aur, îți cumpăr tot ce nu, vrei. Nu, de la nu. Nu vrei de la? Nu. Bine, bine. Hai să ne... Eu mă bălăcesc, că... M-a luat cu transpirațiile când am văzut poliția. Eu te privesc. Te duc la manicură? Nu. La pedicură atunci? Nu. La coafor? Nu. Hai, era să zică ceva. Hai. Că am sărit. Mamă, dar ce chilos șmecherea am, frate, Queen, în Geneva. Ei, merge, frate, ce sângă. Aia zic, da, dai Highlanders. Vreau să sar de aici, frate. Ii că la baie. Hai, Vasilec, în piscină. Ai dat uite cu... ce sărit. Ai dat cu burta de apă, bă, că s-a auzit rău. Da, vezi că e blană pe umbreluță. Mă, bă, ce fără de umbreluță. Era ceva de discutat, băieți? Și n-am discutat? Mamă, ce era să... Bă, ce capera să dai de margine. Mama, mai ai văzut? Cred că e ok. Băi, la 3 sărim toți. Ia, 1, 2, 3. Nașule, să-i cumpere alt telefon la nașa, că a sărit cu tot cu geantă. O știi pe asta? Nu am geantă, că nu mai am. Uite pe asta, Vasilică, o vezi? Stai cu până la uscat aici. What the fuck? Bă, cine a aruncat și ce-s lungul în apă? Bă, de ce ți-a aruncat, mă, scaunele în apă, sunteți nebuni? Bă, dar pe care l-ați aruncat, mă, și pe luat? Dragoș face prostii. Ia uite-o pe asta. Săritura melcului pleciuv. Oh yeah. Ce nu te organizezi? Când organizezi? Îmi pare rău. Unde ești? Îmi pare rău. No. Tibire, te-a mamă, cine pula mea a aruncat scaunele în apă? Dragoș. Uite că au aruncat și locurile, drag. Și masa. Băi, vă pus și vă respect, oameni. Arara, 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 arara.
bă, dacă mă auziți, vreau să mă duc și eu la o țigară, așa că revenim în scurt timp. Rămâneți aproape de noi. Se joacă ăștia, suntem la casă, vină cu asta. Poți să fac un lucru? Poți să faci, doamne.
foarte mulți oameni pe grup care livrează și nu au taxa plătită. Se duce cineva sau? Mă duc eu acum pe grup. Ok, Stormy, te văd, mersi. A venit Naș. A venit Naș. Nu e vorba de bani, că dacă vrei să... Bună afacere. Nu, nu, i-am zis să o țină legată de el, să nu-i fure nimeni. I-am zis să o țină legată bine. Nu, plătim, o lăsăm acolo. Da, deci mâine la 10:30 trebuie să mai caut un preot. Dar cred că ți-e foarte de spus. Cum să fie Naș tu, preot? Cum să fie el? Hai că da. Clubesc, îți dai seama. Și când o să intri cu soția mea acolo și o să apar și eu cu Nașul... Bogăție. Ce face? După aia Nașul zice, stai un pic aici că mă duc să zic de nane. Da, da, da. Ce e acolo? Să-ți cauți preot. Bun. Nu știu, dar chestia e că mai bine le păstrăm acolo, că s-ar putea ca oamenii ăștia de la Amanet să nu mai dea chiar bani așa ușor, știi? Să dea țeapă? Nu țeapă. S-ar putea să dea bani din ăștia murdari, știi ce zic? Că nici lor nu le convine, că practic astea-s... Na. Mersi. So, ok, poți să-l lași acolo. Stai. Am putea. Cum vreți. Nu mai familie ce ai. Cred că e pe gânduri, da. E pe gânduri. Era pe gânduri să nu vină mâine, dar i-am dat reset. Cum să nu vină ce ai? Că nu-l las eu. Doar nu mă duc la nuntă singură. Păi? Și ce, care e a doua pereche? Nu poate. Dacă ei znaș ție, cum să fie și nașii? Bine, așa poți să fii naș la 500 de persoane, dar... Doar voi naș și genul... Să... Păi, stai, iau logic. Dacă ei znașii noștri, noi nașii lor, cum să fie și ei? Nu permite. Hai, că tu ești Vasilica și ei pe toți la rând. Eu sunt, fii atent, vorbesc cu Cassandra, sunt domnișoara de onoare, fii atent. Da, și el e cavaler, gata. Pe mână. Mergem să căutăm rochiță. A spus bine. Da? Da.
Aia zic. Să te îmbraci frumos. Ai auzit? Cu cine vorbești? Da, da. Eu o să vin în training. Te... Mamă, te bate... Bate logotnica ta acum, dacă vin training, ce ai? Da, nu știu, o să fie interesant. Tot trebuie să găsesc un scrut. Ce zis? Și nu știu cum să mă îmbrac. În costum? În ce naiba te poți îmbrăca? Și așa, nu sunt atât de multe costume la magazin, așa că te ajută naștiu. E expert în costume. Dacă nu, alea pe predator. Hai că predator așa te îmbracă. Uite-te cum e. Te bate Cassandra. Vorbim. Planificăm nunta. În câmp. Da, vezi că trebuie să vorbești cu... Trebuie, nu știu ce ai făcut, ai făcut, ai domnul de la sindicat. Nu mai găsit niciunul. Ai auzit? Stai un pic, am o problemă. Îl bate. Tu nu ai stare? De ce? Cum e de plăcerea asta? Că nu știu. Cum? Da, da? Da, normal. M-auziți? Da. Tu ne auzi? Da. Așa, ziceam că trebuie să vorbești cu domnul de la sindicat, că... Până atunci eu trebuie să plec la spital urgent, vorbim altfel. Ai grijă. Poftim? A zis că are ceva văzut. Dar n-aș știu ce face. Doar mai șoșoni? Nașa? Iam. Ce-ți face bărbatul? Nu știu ce face. Ia dă-i un pom. Dă-i trezirea. Nu-i dă-mă un pom, ce ai. Hai, iubește-l, leac. Nu-l iubești? Aaa, oh, ce drăguț! Să trebuie Naiko, nu-i aici. Doarme el. Te-ai drăguț.
știi că noi suntem în spate. Normal, haide și tu. Serios? De ce nu? Te bat. Că pot. Vrei să vezi? Nu, te bat. Vezi că te cap. Te caută în așa. Te-ai pierdut. Hai de napă. Nașule, vino cu a. Vino să te dau autor. Ia țeala pe tine. Ce dracu faceți, mă, în piscina acolo? Dragoste, am văzut o gagică pe acolo, nu pot să iau așa? A? Nu pot, de ce? Acum. Alo, unde te duci? Vasilica. Ok, stai că nebună. Vorbim altfel. Nu ți se pare nimic, la aia, da? Stai așa, stai, pune soft. Băi. Da, mă, stai așa că i-am pune deci, soft doar peste. Băi, taci din gură să n-audă nașul, da? Hai zi. Dacă te mai văd în mașina aia fără îmbrăcăminte cum am eu, ți-o scuze. Pleacă, dragul, de aici. Ia-o-t-o, nașule. Am pornit softul, da? Ia-o-t-o cum facem. Nașule, mă auzi? Aolo! Stai așa că nu trebuie să înceapă așa. Stai așa că nu trebuie să înceapă așa. Am văzut că i-am pornit softul. Uite, acum l-a oprit. Gata, l-am oprit, nu mai face. Vezi? Îi pornesc înapoi softul. Stai să vezi cum plec. Stai că îi schimb și motorul în seara asta. Îi pun un de ăla mai mare. Să vezi cum se aude ăla. I-am pornit softul, da? Ține-te bine. Da! Hai să-i speriem pe aia de la tine. Și face numai când decelerezi, vezi? Dacă accelerezi pe un stop nu-ți face decât, uite, dacă accelerezi, lasă accelerația, face. Vezi? Ca în realitate. Așa, dacă o ține în blană, până mâine merge, nu face nimic. Acum o las? Ai văzut? Hai să-i speriem până așa, vrei?
îi spui că stai așa să-l opre. Îi spui că te amenință unul cu armă. A uit-o. Alo. Ce s-a întâmplat? Păi am auzit ceva. Ce doamne? Ia deschide geamul mai repede. Ce ai zis mai devreme, Finole? Că te ia și te duce unde? Unde ai zis că... Unde duci? Eu am auzit ceva de gagici, parcă. Doamne, m-am dus iară mașina asta. Păi și de cine a zis nouă că îl duci la gagici? Ia spune. Așa mi-a zis. Nu știu, habar n-am. Să rămână așa, eu vă respect, bună. Cum să-l duc la gagici? Păi nu știu, așa a spus el, că mă duc fiind la gagici. Mare. Păi nu știu, eu vă zic ce am auzit. Eu mi-am luat mașina asta, de-abia ven din Japonia și i-am arătat-o. Să-mi spun la așa unde a zis că se duce. Eu am auzit fix așa. Păi nașule, zice ceva. M-a luat finul și mă duce la gagici. Fix așa a zis. E surat? Nu mă duc la gagici. Nu mă duc. Un coleg liber? Eu nu mă duc. Păi de ce nu te duci? Stai. Am și o nebună acasă. Mă sparge aia cu bătaia. Eu dau banii pe mașini, așa, pe astea. Nu vezi ce mașină mi-a luat? Ia, stați pe loc să vedeți cum trebuie. Stai puțin. Nu plec aici. Ia uite cum face. Păi eu doar vă arăt. Ia uite cum face. Deci că dai cu tunul direct. Păi, eu pe astea dau bani, eu am service alea, eu îmi tunez mașini cu tare. O vrei și tu? E și David. Am tot cu tunul. Ce? E la fel, mă. Ah, că e pe albastru. Mă, o să o fac negru, mat. Azi. Nașa, ți-l fur, mă duc să-i arăt, să arăt nașul mașina. Deci, vezi unde te duci. Nu, că la service. Dacă nu ești cu minte, iese urât. La service. Eu la zic service. Că ascultați, că deja... Gata, să rămân la nașă. Pa, pa. Bă, dar încă nu te-ai plictisit, mă, să... Nu, mă, ce îmi place rău. Mă, o să o fac neagră, să fie hai, mai rău. Bă, nu mai da, mă. Terorizăm orașul cu mașinile astea două. Dar te-ai speriat la bancă? O fac negru, mat. Cu tunul. Așa, facem acum. O să o reglez să nu mai fac așa de la 50-60 la oră, de la 3000 de durați în sus. O reglez după restart. Vezi tu cum. Da, vezi ce treacă, mă, de aici de la... Mamă, uite culoare, ești nebun? Marș, coaie, ce culoare, șmecher, stai să o spun. Un coleg de-al meu. Ia uite, bă, se vede șmecher așa? Nu se tunează, mă. N-are white body. Nu putem să-i punem white body ceva? Păcat. Era șmecher un white body. Stați, mai găsesc niște culori. Fac o culoare de-asta mai... Mai căcălie. Cred că negru dă bine, mă, frate. Da.
Păi depinde de mașină. Depinde de mașină. Aia nu poți. Ia uite mată cum se vede, bă, mâncați și gura ta. Se schimb jantele. Deci mie niște jante șmechere, bă. Păi... Vreau alea de la Vosa, în CVT-urile alea. Pe la 90, parcă. Să mai încoare vorbim. Știi de care zice CVT-uri, nu? Alea de le avea gajul chit pe șeptar. N-ai, bă, și... Vasilică? Am plecat cu Nașa. La plajă. 90 și ceva, unde treacă 90 și ceva? Da, da. Că nu e. Atunci mai încolo, n-am... Nu știu. Bă, dar vreau unele mai mari, mă. Bă, 22. Ceva. Astea așa? Am așa le las. Haide, nașule, să te duc pe plajă. Îi fac geamă de fumuri. Nu știu dacă merge prea mult la mașina asta. Nu, e, nu merge, asta e maxim. E sport pusă. Tot mă stai și strâi toate alea, prinde 600. Separat, nu? Mă gândesc dacă o dau pe asta, că e prea OP. Prinde prea mare viteză. Nu mergi. Doamne, vezi cum faci. E drăcoasă, rău. Păi asta e și toată jumicherea, că mi-e asta. Auto cum tragi, zici că tragi cu arun. Unde-i Nașa? A, păi eu vorbeam singur, frate. Mă auziți acum? Băi, vă pup. Vă pup, bine ați venit. Nu știu ce făceam, frate, aici, că nu ne auzeam. Acum, cu siguranță, mă auziți. Vă pup. Luana! Doare pe ăla. Da, da, am văzut ce costă mare. Ce face poliția asta? E nebun. Ia să vedem ce e nașile pe aici. Hai să vedem ce e pe aici. Hai să o închid, că dacă se urcă în asta, e nasol. Mamă, ce e aici, ești nebun. Ziua. Pa, mai paranghelie aici, ești nebun. Băi, șefule, te fac o bilă, mă, că mi-a mai revenit. Băi, păi, nu, toate. Ce dracu băgați mai aici? Băi, nici asta, mă, mi-a revenit, băi, și eu, masă. Fac urmă, dar fac un gadunga și de-alea. Stă fără mod, bă. Și eu. Da. Scuze, nu. Somnifer, m-auzi acum? Băi, stai că cred că am un strike. Nașule, unde te duci? Băi, Nașule, unde te duci? Nu pot să ascult muzica aia. De ce? Ai și cu alea? Da, da.
n-am știut. Hai după. Pum, 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 pum. Băi, prea blană mașina asta, bă. Băi, cine mai e pe live? Vreau să-mi spuneți dacă ne auzim acum. Mamă, e rea, bă. Da, e blan rău, bă. Vezi că vine după noi ăsta. Cine? Poliția, cred că. Ce să vină, mă? Ne prinde, zici? Că trag, nu mă prinde nimeni cu asta. Dacă e linia dreaptă ca să pot, că asta la 500 nu mai merge stânga dreaptă. Am înțeles, hai să mergem pe plajă. Pe plajă, pe plajă. Unde pe plajă mai exact? Dă unde pe plajă, zi-mă un cod poștal. Știu? Zi-mă un cod poștal pe plajă. M-ai auzit? Da. Vezi că nu te auzi. A, uite, s-a răstornat cu mașina. Da, mă, nu zi. E? Ba, cred că e. Bă, da. Nu știu dacă poți să intru pe aici, stai să opresc o faci pe aici aură rău. Mamă, ia uite-i bă. Stai să-i ajut. Da-ți bă să faci, bă, faci urât. Stai-ți așa un pic să faci. Haide, trage de ea, Vasile. Aolo! Ia ajută-mă, ține-mă, gata? Aoleu. Ce ați făcut, mă, aici? Eu n-am făcut nimic, ia, ține-mă și pe mine, ține-mă și pe mine de mână. Că nu mai deci aparent, n-așa, dar nu știe să conducă. Am înțeles. Nu prea răcarnă, dar mai dau mașina din când în când. Finule, cu ce te ocupi? Eu? Aha. Eu mă ocup cu nimic. Cum cu nimic? Stau și vin bani. Și ce acasă? Și mă gândesc și eu, oare? De așa. Unde vin toți banii? A, faci bani mulți rău de tot, da? Am bani mulți rău de tot. Ca idee. Mamă, cât de frumoasă e mașina, băi, nene, ce ai, mă? Asta? Da, da. Ia, arată-i un pic cum faci. Bijuterie. Ia, pornește-i softul ăla. Ridică capota și pornește-i softul ăla. Ia, lasă-mă jos, că mi-a trecut. Mi-a trecut ceva pe lucru. Încă n-ai auzit nimic, stai să auzi acum. Băi, mă mănâncă mâna rău de tot, am... Zac, mă. Ia, Sonia. Ia. Mănâncă... Ce-ai pățit? Ce? N-ai văzut cum a ajuns mașina aia. Te-ai dus de-a dura? M-a distras fină tu, nașă tu. Aha. Când conduceam, făceau postivă. Și... Nu știu, băi, pe mine mă mănâncă rău de tot mâna, mă. Păi, dacă ai băgat-o unde nu trebuie. Stai așa, să pornesc tot. Ia auzi aici. Ia auzi aici. Eu zic să nu stai chiar așa în spate, că... Vezi că s-ar putea să-ți iasă chelie. De-aia zic. E mai încoa. Mamă, mă, haide să... Stai așa, mă, că nu e. Ia, fii mă. Da-ți, mă, că acum l-am pornit. Eu, o ia mai greu, că sunt 3 stage-uri. Mă. Ce-a fost aia? Ia mai tăi dată. Ia mi-ai dat data. Aoleu. E bombili, bă, fugiți, că sunt bombili. Bombili. Prea blană, frate, se aude. Băi, nu știu, care mai sunteți pe live, vreau să-mi spuneți dacă ne auzim. Ia urcă mașina să te dau o doră. Băi, finule, să mi-l aduci între aici. Da, mă, deschid așa. Haide, mă, că da, de acolo. Băi, vă pup, și vă respect, vă pup. 10.000 de euro mai ieftină. Da, mă, da, mă. Stai aici să vedem ceva. Da, cu mașina în șanță. Mamă, te-ai rostogolit, adevărat? Da. Și uite, nu mai pare picior acum. Am înțeles. Stai că mi-ai dat o pastilă. O folosesc acum. Te-ai mai dau una dacă vrei. Nu e nevoie. Mi-a dat. Poftim. Mulțumesc. Să crești mare. Măcar de asta se iau. Dar tu mesteci pastilele? Mhm. Fără apă, nu? Fără apă, normal, ce? Am înțeles, iubire. Da, da. Tu ai condus mașina asta? Nu. Am înțeles.
De ce? Întrebam. Nu, nu, eu am condus-o, dar nu-i vina mea că s-a răsturnat. Deci vine nașătul și îmi zice... Zicea niște chestii și m-a distras, n-ai cum, și am dat direct în groapă. E o groapă aici făcută de la nisip, nu știu, cred că s-au jucat copiii ăștia în nisip, au făcut castele chestii și au rămas mare groapă. Și eu, că mergeam un pic cu viteză, ce să zic, direct în ea m-am dus și am plecat și ne-am răsturnat. Am înțeles. Somniferă, dacă mai ești pe la emaut? Bă, dar cu znașpa mai avut pastele aia, stai un pic. Stai mă că mă uită dacă mă auză. Uite ce moli are pe spate, ai văzut? Da. Da, mă, cred că mă aud acum, stai că mă uit și eu pe telefon pe ăla, să vedem dacă ne auzim. Bun, guys, ne auzim foarte, foarte bine încă ne auzim. Dar ce sticla la tot acolo? Apă, că deja... Apă, ce... Că... Doar de asta am aici deocamdată. În altă mașină am și altceva, dar aici doar apă, ce să zic. Am înțeles. A avut cus nașpa rău de tot pastile aia, nu știu ce mi-ai dat vasilic acolo. Pastila aia? Era expirată. Hai să parcă mai așa cu amețeala. Hai să spun mai încolo. Ce mi-ai dat? Nu pot să alerg finale. Ce? Vai de capul meu, ce mi-ai dat acolo? Vezi că ți-am dat Viagra. Aolo. Scuipă tot, vomită tot. Și ce mă fac acum, nașule? Finule. Deci nici mai știu să mai vorbesc. Nu știu, Luana, ce-a pățit, nu știu. Aolo. Îl suni pe nașul. Și-l chem. Și-l chem. Și ce să-mi fac? Nu, găsești-l. Și-o găsești. Aoleo. Trebuie doar să cauți. Nu prea mult. Da, mieță, da. Vai de capul meu. Pa-pa-la-ba-la-ba-pa. Mamă, toată lumea pe tichete. Ar trebui să fac și o tichete. Se întorc. Vai de capul meu. Ce fac băieții? Ne plimbăm. E bun. Everybody people! Hey, yes! S-a terminat. Lasă-mă că... Mi-a dat... Hai, spune Luna așa cum. Fine, tu. Băi, ascultă-mă, șefule. Pastilă. S-a simțit rău și mi-a cerut o pastilă. Mă mănâncă mâna, mă. Băi, nu mai ascultă-mă supor. Un pic, mă. Stai puțin că mă mâncă mâna. Să mă dau mai aici. Stai un pic. Băi, deci ascultă-mă, i-am dat o pastilă că s-a simțit rău, nu? Aha. Dar ce să vezi cu aia, că eu i-am încurcat, i-am dat Viagra. Ce-i dat? Viagra. S-a... Cum a trebuit să iei în pân, nu știu, fă-i ceva. Nașule, mă duc pe la petrecere pe acolo să te văd pup, ce te mai. Te pup, finul, ai grijă. Să rămână nașă. Salut, Barsane. Să rămână. Ne auzim la telefon pe mâine seară. Bine. Na bun, te pup, finul, ai grijă de tine. Ceva? Da, vedem ce facem. Hai bine, hai, te pup. Te pup. Sănătate. Alo, rezolv pe nașa. Trebuie să rezolv, nu ai ce să faci. Nu prea văd, ești cam timid. Bag un carling asta. Vă mâncă mâna, mă, lăsați-vă în pace, mă. Deci asta e incredibil, el are treabă cu mâna. Ce panara. Eu scu facem așa. Bă, ce panara, mă, e predator cu aia. Eu zic să o găzălească și îl mănâncă mâna. Bă, îmi tai mâna, mă, lăsați-vă în pace. Bă, vezi că e... Băi, mă, stai așa.
stai că nu mai... Eu nu mai pot, mamă. Bă, uite-te cu aia la el ce faci. E panorama rău. Mă mâncă mâna. Era mea să știu ceva cu mâna ta. Vezi că pe spate ai desenată o molie. Molie-s la față să mor. Oh. Bă, vezi că e molia aia. Nu-s molie. Eu-s butterfly. Butterfly, ok. Nașa, cum te simți? Nici nu mai... Nu mai simt nimic. Nici nu mai contează. E în culmea fericirii. Păi el nu mănâncă mâna. Nu știu, băi, da, bă, pe mine mă mâncă mâna. Deci nu poate ajuta. Bă, n-ai cum, că e prea panorama, frate. Deci nașa n-ai decât să stai așa. Să o mânce mâna? Eu mă stai. Nașa, nașa. Duc și eu că nu mai... Mă duc să-mi tai mâna. De tot. Că nu mai sunt. Voi ce mai faceți? Mă, să-i caut gagiul în așa că tu nu vrei să o ajuți. Alo? A, nu e ceea ce pare. Alo? Alo? Nu e ceea ce pare. Vezi că am spion, urmăresc 24-7-7 din 24. E că ce vrei să zici că mă urmări? Nu. Eu te da, mă mâncă mâna, lăsați-mă, îmi place că nu mai suport. Mamă. Bă, e prea așa panoramă. E imposibil. Mamă. Bă, eu am un remediu pentru mâna ta. A? Hai să mergem în oraș. Și? Și mergem la, la ruletă, frate. Primești bani, frate. Primești bani, mă? Mă mâncă mâna. E stânga, vezi că... De fapt, cu stânga doar să primesc. Cu primești, mă, cu stânga. Ah, că primești cu stânga. A, ba da! Să am dreapta, dai. Da, exact. Cu stânga primești, bă, haide, mă, să băgăm la ruletă. Nu mai zice că se duce pe agra... Oricum am bani, mă, să rădă toți. Da, haide, așa. Îmi pare afară din casă pe asta. Câți bani? Da, mă mâncă mâna, mă lăsați. Bă, putem să mergem cu mașina asta, oare? Mai merge? Zic că mai merge. A fost doar atinsă pe lateral. Da, bă, mă duc să-mi tai mâna. Ce-a răzbalut, noapte bună, seară faină. Ah. Noapte bună. Na. Și tai mâna, am înțeles. Iubire cu una bădăie asta. Bă, vreau să-l găsesc pe Denis. Băi, nașa, ce faci cu el fără mână? Nu știu. Eu zic că... Vreau să-i zic eu ceva, dar... Sabina. Da. Ai scăpat de musca aia după cap. Da, mă, vezi că e pe lângă tine, așa știu. Ai grijă. Vino puțin până la mine să te scap de ea. Nu vin acum. Hai, mă, vino până acasă. Hai până acasă, ce vrei așa. Aruncă în piscină, că știi că, gen, dacă dă apă, nu mai poți mai spoare. Da, mă, da. Așa e. Sincer. Mhm. Ești. Te pup, te pup, mersi frumos, te pup. A? La plajă. La plajă unde? Zic cot poștel. Acum la plajă cu Vasilica și cu Lexița. Că vin și eu. Venim noi la noi acolo acasă. Bine că vii acum, că nu scot mașina să vin cu voi, hai. Te aștept. Să vezi ce parme după capăt îți dau. Dacă reușești. Cum mă, că glumesc. Vezi că e încălzită, Elia, ai grijă ce faci. Nu, că nu fac de alea. Dar nu știi de ce e încălzită, nu? De ce? I-am dat Viagra, frate, în loc de pastilă. Cu și de alea. Și nașul meu, în loc să o găzălească, a zis că îl mănâncă mâna. N-ai cum, prepararea noastră. M-am uitat și eu pe monitor. S-a produs. Vai de capul meu, ce s-a întâmplat. Mă rog că am avut centura. Hai să vedem, mai merge? Merge. Mă uitam și eu. Nu, da, iubirea mea, dar aveam două perechi de ochelari și nu știam unde să mă uit. Trebuie.
bărbații care sunt. Uite, uite musca, uite musca. Bă, vreau să mă duc la Denis. Gata că a plecat musca. E bună cum aia. Tai, lipsesc două secunde. Să aude cum... Bine. Dai și să vedem ceva. Mergem pe Discord. Discord, așa. Deschidem Discord-ul. Mergem pe Group Street. Denis! Da, mă, seca. Stai și să te întreb ceva. Da, voi da. Bă, trebuie să-l instalez și chiar n-am chef. Hi-ha. Trebuie să-l instalez FIFA-ul, iar. Păi mi s-a reformatat SSD-ul cu aia și a trebuit să-mi pun iară Windows-ul și tot felul de căcători. Ne jucăm mâine, cât vrei tu. Păi le instalez literea asta înainte să ies. Te pop. Ești? Mamă. Te pup. Salut. Adevărat. Adevărat. S-a produs. Gata, welcome back. Ce faceți, mă? Caleșinat. Aoleu. Aoleu. E de la... De la pastila. Caleșinată. Băi, șefule, fă și tu ceva, mă, că bărbatul să nu-i face nimic. Da, e așa. Hai că-i fac eu ceva dacă-i... Bagă-o, nu știu, bagă-o în carlingă sus acolo și dă-i pe ea. Pardon, e nașa mea, nu da. E a cu revenare, da, e. Am înțeles. Ia uite. Dă-i două palme după față, că-și revine imediat. Păi e nașa mea, mă, cum să-i dau două palme? Păi îi dai așa, prietenește, nu-i dai intenționat. Ia uite. Aoleu. Hai mă, stai în direct, două. Direct în cap m-ai aruncat. Au, mamă, mamă. Vezi când le dai jos. A, da, ca să dai în oameni nu poți, a? Bineînțeles. Toate forțele mi le-am adunat și-am dat în el. Acum, gata, nu mai e. Eee. E bine, e bine. Deci asta. Gata, te-ai cumințit. Gata. Voi ce nașa cuminteam. A, da, bărbat, de bărbat nu zice. E cel mai cuvinte. Am înțeles. Eu nu știu ce să zic după ziua de azi, dar... Într-adevăr, ai depus foarte mult efort azi, adică... N-ai cum. Mai mult ca mine și Tuic, care am fost și am luat taxi fiecare secundă din ziua de astăzi. Bravo, vă intră bani, ce să zic? Lipsesc câte mai multe secunde. A intrat lui Tuic, că eu n-am nevoie. I-am lăsat lui. Bun, dragilor, încă o seară frumoasă aici pe Haze România cu viața de mafiot. Păi cred că, nu știu, am făcut ceva șmecher. Mie mi-a plăcut foarte mult, ne-am și distrat, mai și Caterin, că suntem la început și așa mai departe. Eu am fost Vasilică de la Maramureș și vă pup și vă iubesc. Ne auzim și pe data viitoare, așa că ciuz și la revedere. V-am pupat!